fetelor! Iar a trecut ceva timp de când nu am mai postat. După cum puteți vedea, mutări peste mutări. Aproape se termină anul 2020. Nu prea am videoclipuri așa crăciunistice să fac, așa că am zis să fac și eu un haul cu ultimele produse care le-am luat de când am plecat din țară la sfârșitul lui septembrie. Cred că sunt septembrie, octombrie, noiembrie și un pic din decembrie. Știu că în decembrie sunt foarte multe reduceri, dar când am găsit produsul am zis să pun un apel. Așa că am două produse din țară, luate din Sephora. Primul și în primul rând am luat acest set de la marca proprie Sephora, care conține rimelul, este rimelul Size Up și conține un demachiant. Sper că puteți vedea, deci conține rimelul Size Up într-o variantă travel size și demachiantul cu zinc, din câte văd eu aici, într-o variantă de 25 de mililitri. Prețurile nu mai știu să-mi le zic, le-am luat acum o grămadă de timp. Și mi-am cumpărat și setul Sephora Favorite Nude Lipstick Selection în vară, primăvară, cred l-am luat pe cel roșu. De data aceasta l-am luat pe cel nude și are așa. Are o variantă mică de la Kat Von D în nuanța Lolita. Are rujul de la Sephora, Copper Blush, Cream Lip Stain, acesta. Are de la Huda Beauty Feminist, într-o variantă mare. Are un lip liner, un contur de buze de la Sephora în nuanța Copper Blush, deci se potrivește cu rujul. Și mai are unul de la Anastasia Beverly Hills, care nu scrie nuanța, sincer. Dar ne uităm pe spate. Pure Hollywood. Pe urmă, cred că următorul lucru a fost această paletă luată dintr-o benzinărie. Nu mai știu să vă zic exact, Arad, Oradea, nu mai știu exact unde. Și a fost paleta de la Ingrid Cosmetics Matte & Glam. Am preferat și mi-am luat paleta aceasta Colors. Cred că așa se cheamă, Colors. Ingrid Eyeshadow Palette Colors of Woman Nature Matte and Glow. Era sigilată și am văzut doar partea aceasta unde pe mine m-a atras nuanțele de mov, dar mie îmi place și așa. Cred că a fost undeva la 30 de lei, cred, dacă nu mă înșel. Urmă de pe Stena. Da, de pe Stena mi-am luat aceste trei produse. Normal zice că pe Stena sau sunt fără taxe, dar nu știu. Mi-am luat concealerul de la L'Oreal Paris, Infallible More Than Concealer, în nuanța Vanilla. A fost singura nuanță care mi s-a părut așa că mi se potrivește. Mi-am luat pudra de la Benefit, The Professional Agent Zero Shine. Mi-am dorit foarte mult să o încerc. Sper că o puteți vedea. Mi-am dorit foarte mult să o încerc, să văd și eu care este hype-ul legat de ea. Și mi-am luat și Brow Contour Pro în nuanța Brown Medium. Este... Acum pot să-l scot, sincer. Pot să arunc ambalajul. Mare. Este acel produs de sprâncene sub formă de pix.
și mi-am dorit foarte mult să-l încerc. Pe urmă, din TK Maxx. Din TK Maxx mi-am luat o mascara. Este Maybelline Snap Mascara în nuanța Blue Electric, cred. Este ambalat încă nu desfac pentru că am câteva mascara care vreau să le termin, să scap de ele. Mi-am luat tot de la Maybelline, mi-am luat Lash Sensational Boosting Serum pentru sprâncene, pentru că era la un preț bun și am zis că să-l încerc. La reducere am găsit de la Lancôme un concealer în nuanța 110 Ivory. Este acesta. O firmă de care nu am mai auzit până acum este aceasta de la Dirty Works. Bye Bye Dark Circle este un fel de concealer care neutralizează zona de sub ochi. Mi-am luat și un ruj de la Anastasia Beverly Hills în nuanța Heathers. Și mi-am luat și două palete de ochi de la Zoeva la un preț foarte bun. Nu știu, cred că au fost mai puțin de jumătate de preț. Mi-am luat-o pe aceasta care se cheamă Offline. Nu știu exact prețurile originale, dar dacă le găsesc vi le las undeva în bara de descriere. Și mi-am mai luat și Heritage, cred că zice, este aceasta. Stați să îndepărtez asta să vedeți mai bine. Dintr-o altă farmacie, tot la fel, am vrut să-l încerc pe... Am început să încerc fondul de ten de la LA Girl Pro Coverage. Am luat nuanța Nude Beige. Sper să nu fie prea închisă pentru mine. Chiar dacă pe cameră eu arăt un pic cam albă față de cum sunt de obicei, dar eu sper să mi se potrivească. Și aș vrea să mă duc să-mi cumpăr și concealerul de la LA Girl. Acel concealer faimos acum câțiva ani în urmă, pe care eu nu l-am încercat. Din Boots mi-am luat niște produse travel size. Mi-am luat NYX HD Finish Powder. Este mică și drăguță. Are 2,8 grame de buze. Este o gamă din... Nu mai știu, culoare... Karl Lagerfeld, dar nu mai știu în colaborare cu cine. Deci, cum v-am spus, mi-am luat pudra de la NYX, HD Finish Powder, nuanța Translucent. Tot de la NYX mi-am luat și acest primer, Pore Filler. Și de la MAC mi-am luat Strobing Cream, tot din Boots. De la MAC mi-am luat Strobing Cream. Nu știu, are vreo nuanță, ceva, nu cred că are, este singurul, cred, Strobing Cream, într-o variantă de 15 ml. Cum trecem la Superdrug. La Superdrug am prins o ofertă foarte bună, 3 la preț de 2 și primeai și un, cum îi zice, Microfiber Face Cloth și un prosoper din acesta de față. Eu mi-am luat câteva chestii. În primul și în primul rând mi-am luat un burețel de la Precise and Blending Sponge. Prima dată care încerc. Este de la firma aceasta B.Punct. Este o firmă din Superdrug. Și mi-a plăcut culoare. Și este destul de moale. Nu este așa moale ca un beauty blender, dar cred că o să-și facă treaba. P
Pe urmă, mi-am luat cele 3 travel size-uri de la Simple. Mi-am luat facial wash-ul, mi-am luat eye makeup remover și mi-am luat și light moisturizer. Pe urmă, tot așa, 3 la preț de 2, mi-am luat de la I Love Revolution toate 3, coffee bronzer în nuanța latte. Când vă gândiți la nuanța latte, vă gândiți la o nuanță super deschisă. Este mai închis decât arată pe cameră, credeți-mă. Nu știu cum poate să fie această nuanță, nuanța latte. Și era nuanța caramel, cred că a doua nuanță. Cred dacă vă găsiți, vă inserez pe aici poze cu nuanțele. Dar mie mi-a plăcut maxim, maxim ambalajul. Este așa un fel de... imită cafeaua. În fine. Mi-am luat și faimoasa lor cu un fir de păr de-a meu. Banana Scented Baking Powder. Am zis să văd dacă într-adevăr are sigilul, dar nu miros acum. Este o variantă destul de mare, are 22 de grame și mi-am luat Mini Tasted Peach. Cred că ați văzut acum ceva timp la mine pe canal, eu aveam cea cu avocado într-o variantă mare, dar mi-am luat peach într-o variantă mică. Stați așa. Și arată superb, are niște nuanțe superbe. Nu știu dacă sunt colecții recente sau sunt colecții un pic mai vechi. Am găsit aceste două colecții. Această colecție Butterfly Lash Mascara. Aveau și un ruj și îmi pare foarte rău, foarte rău că n-am luat și rujul. Să vă arăt cât de superb este ambalajul acestui rimel. Este superb. Are acest fluturaș aici care, din câte am înțeles, aș vrea să-l scot. Deci este ca un inel. Cred că este un pic amăricel pentru mine sau nu. Dar nu vreau să desfac mascara pentru că o să se usuce. Și nu aș vrea să se usuce. Și mai e și această colecție. Deci că sunt diamante. Nu știu cum se cheamă colecția, sincer, că m-a aruncat ambalajele. Avem acest iluminator Money Diamond, nu mai știu exact cum se cheamă, pentru că pe ambalaj nu scrie și am aruncat cu... Și această paletă care la fel se cheamă într-un fel. Da. Nu știu cum să-i zic. Și ea arată cam așa. Are și doi aici și aici pigmenți presați. Este superbă, este superbă paleta. Ce pot să zic? Mai ales cu ambalajul acesta. Nu știu dacă este rose gold. Nu este rose gold, este mai mauve. Și cu atâtea pietricele aici. Este superb. Tot așa, la 3, la preț de 2, mi-am luat și aceste 3. Mi-am luat Revolution Conceal and Define într-o nuanță cea mai deschisă care am găsit-o, 0,5. Aș fi vrut nuanța 0, aș fi vrut albul. Dar mă mulțumesc și cu acesta și mi-am luat din colecția Disney 2. Mi-am luat un lip topper de la Beauty and the Beast. Este auriu. Și mi-am luat și iluminatorul de la Cinderella, care este superb și acesta. Dacă este. Așa este ambalajul, se deschide exact ca o carte și iluminatorul este aici. Este superb, ce pot să zic, își merită toți banii, undeva la 8 lire, dacă nu mă înșel. Își merită toți banii. Și scrie just before midnight. Exact cum trebuia să ajungă Cinderella acasă. Cenușăreasa. Cenușăreasa acasă.
Mi-aș fi dorit să-mi iau mai multe produse din colecția Disney, dacă o să mai ajung undeva în nord, sigur o să mai cumpăr, pentru că sunt superbe. Și cred că acestea au fost toate. Da, acestea au fost toate produsele de make-up luate în ultimele 3 luni. Da, în ultimele 3 luni. Poate pentru unii sunt mult, poate pentru unii sunt multe, poate pentru unii sunt mulți bani pe perioada aceasta mai grea, dar eu iubesc produsele de machiaj, iubesc să mă machiez și iubesc să colecționez produse în genul acesta care sunt ediții limitate și dispar. Și chiar și minunății așa, care poți păstra acest inel. Și ce pot să zic? Iubesc make-up. Acesta a fost video pentru asta. Dacă v-a plăcut, nu uitați de thumbs up, să-mi spuneți în comentarii ce v-ați cumpărat și voi în ultima perioadă și ne vedem data viitoare. Pa!